Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră? Good? Încă suntem în viață, așa-i? Suntem bine, suntem în casa lui Dumnezeu. Am supraviețuit. Am supraviețuit crizelor economice. Unii am supraviețuit unor operații, și Alina. Unii am supraviețuit oboselii. Domnul a fost bun cu noi, nu-i așa? S-a îndurat de noi, s-a îndurat de familiile noastre, de copiii noștri. Iată că a mai trecut un an. Și suntem, așa cum am auzit mesajul în limba engleză, gata să facem noi hotărâri pentru anul care vine. Vrem să o luăm de la început. Este cineva care își dorește să fie mai rău anul viitor ca asta? Indiferent cât de mult ați urât pe Obama, cred că ne gândim la pielea noastră, nu? Prima dată. Am vrea să meargă bine economia acestei țări, nu-i așa? Pentru că de binele țării în care noi trăim, depinde și binele nostru. De binele orașului în care trăim, depinde și binele nostru. Și suntem învățați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru binele orașului, binele țării în care locuim, pentru că bunăstarea noastră este legată de bunăstarea țării în care noi trăim. Dumnezeu ne-a dat 24 de ore în fiecare zi. El, care este autorul timpului, fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă posibil, în anul în care vom intra, 8.760 de ore. 8.760 de ore. Cum o să le folosim? O să avem grijă, o să umblăm ca niște oameni înțelepți cu averea asta care ne-a dat-o Dumnezeu sau o să umblăm ca niște neînțelepți pierzând timpul? Oamenii care pierd timpul, noi români avem o serie de expresii pentru oamenii aceștia care pierd timpul. Taie frunze la câini. Ați auzit de meseria asta, nu? Oameni care taie frunze la câini. Câinii nu mănâncă frunze, domnule, cu excepția lui Charlie. Câinele meu și bea cafea, mănâncă frunze dacă îi dau. Asta e un câine special, oricum, câine de pastor, învățat cu orice. Dar oameni care pierd vremea, nu-i așa? Oameni care trăiesc ca și fata primarului, cum se spune, nu? Fata primarului, când pleca undeva, nu mai venea acasă așa repede, pentru că avea timp, nu-i așa? Tata, mama muncea pentru ea. Avem o serie de expresii care vorbesc despre oamenii lipsiți de înțelepciune care pierd timpul. Nu pierdem numai orele, pierdem propria noastră viață, pentru că singura avere, singurul bun de sorginte eternă pe care noi îl avem este timpul. Și ar trebui să avem grijă ce facem cu el. Psalmistul în Psalmul 90, versetul 10, spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Trece iute. Ce trece iute? Viața noastră, orele care le-am primit, zilele care le avem. Timpul se scurge rapid. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar așa că într-o câte o dimineață când mă trezesc, mă uit în oglindă și mă bucur că nu e nimeni de la biserică să mă vadă, așa, sunt înspăimântat de ceea ce văd, nu? Văd cum a trecut timpul și a trecut peste mine, nu? Ca o căruță care a trecut peste tine. Nu? Când te scoli din praf, nu mai ești același. Trece timpul peste noi și lasă urme. Lasă urme. De ce ar trebui să avem înțelepciunea că măcar acum, unii dintre noi la bătrânețe, să avem grijă ce facem cu timpul? Mă gândeam așa zilele trecute când mi-am dat seama că în ultima vreme nu mai pot dormi, domnule.
Cred că mi-a rămas ceasul blocat în România. Am fost în România, mi-a rămas ceasul, s-a rucinit pe acolo undeva și la ora 4 dimineața mă trezesc de fiecare, în fiecare noapte. Dar mi-am dat seama că probabil asta face parte din vârstă, nu? Dumnezeu te ajută, nu? Să recuperezi ceva din timpul care l-ai pierdut altă dată, nu-i așa? Considerați că e o binecuvântare. Dumnezeu ne dă șansa să folosim timpul bine. Este cea mai mare bogăție pe care noi avem și ar trebui să avem grijă de ea. Uitați-vă la anul care a trecut. Cine a decis ce se întâmplă cu timpul dumneavoastră? Probabil hoții de timp, nu-i așa? Sunt oameni care fură timp, sunt hoți care ne prădează și ne fură de cea mai mare valoare pe care noi avem. Se spune că un american stă în medie 4 ore pe zi la televizor. 4 ore. 2 luni pe an stă la televizor. Wow! Ianuarie și februarie stă la televizor. Sau probabil ianuarie și martie, că februarie e mai scurtă. Gândiți-vă la chestiunea asta. 2 luni din viață le dai pentru televizor. Și dacă ai vedea ceva care să te ajute, nu? Să te facă mai deștept, mai bun, mai de treabă, mai aproape de Dumnezeu, mai bun cu semenii tăi, mai bun cu soția ta. Dar ne-am uitat la ce ne-am uitat, Domnule. Nu știu, dumneavoastră, nu vi se întâmplă, dacă vă întreabă cineva a doua zi dimineață la ce v-ați uitat la televizor? Eu de obicei nu mi-aduc aminte deloc. Dumneavoastră, vă aduceți aminte, stați mai bine cu memoria. Dar nu ne folosește la nimic. A intrat și a ieșit. Nu s-a întâmplat nimic cu noi. Pierdem enorm de mult timp. Știți că acea statistică spune că același american vorbește 38 de minute pe săptămână cu copilul lui. 38 de minute pe săptămână cu copilul lui. De 44 de ori mai mult se uită la televizor decât vorbește cu copiii lui. Nu este monstruos chestia asta? Pleacă de aici, mă, că e ceva interesant la televizor. Dă remote-ul încoace. Du-te în camera aia altă. Asta, de fapt, face parte din conversație, nu? Din cele 38 de minute. 1680 de ore pe săptămână, nu-i așa? Ne uităm la televizor și vorbim 38 de minute cu propriul nostru copil. E absolut îngrozitor. E teribil. E teribil. Unii avem aceleași proporții și cu soția, nu? Sau soția cu soțul. Liniște, Food Channel, Iron Chef. În timp ce doamna se uită la Iron Chef, tu rabzi de foame, nu? Ți-e foame, dar ea vrea să vadă cine câștigă cel mai grozav bucătar din lume. Nu? Acum, unora dintre noi nu le-a stricat să se uite la Iron Chef mai mult și să nu prea ne facă de mâncare, că poate mai slăbim, dar chestiunea e că și conversațiile între soț și soție sunt trunchiate exact de același hoț de timp. Concurează apoi pentru o bună parte din timpul vieții noastre un alt hoț foarte bine pus la punct, se cheamă mall, the mall. Și dacă combinația este perfectă, soția, credit cardul și mallul, criza economică este sigură că va veni peste familia noastră. Și întotdeauna sunt niște sell-uri formidabile, fantastice. Chiar astăzi am fost foarte uimiți de o firmă care vindea, domnule, un costum, dacă e un costum, bineînțeles pentru bărbați, nu? Costum, primești 2 costume gratuite, 2 cămăși gratuite și 2 cravate gratuite. Fantastic! Unde e magazinul ăla repede, domnule, să mergem la el, nu? Ei, și mecheri ăștia nu ne spun cât costă costumul ăla. Probabil că costă vreo $2000. Întotdeauna reclama, culmea, ăștia doi lucrează mână în mână. Hoții ăștia lucrează mână în mână. E un fel de sindicat al hoților în America asta, nu?
lucrează mână în mână, se înțeleg de minune. Televizorul și mall-ul, televizorul și comerțul. Ne pătrunde în casă prin reclamă și apoi ne așteaptă să ne ia banii în clădirile tot mai luxoase, tot mai bine puse la punct, mai atractive, ca să fure timpul oamenilor. Nu numai banii, ne fură timpul. Gândiți-vă la hoții ăștia de timp. Gândiți-vă la oameni care vă fură timpul. Știți că oamenii care au timp, nu? Care au timp suficient și îl consumă la oameni care n-au timp? Musafire care nu mai pleacă, domnule, nu? Oamenii care au timp și îl consumă la aia care nu au timp și te uiți la ceas, mă, ăsta nu mai pleacă, ăsta nu mai pleacă, ce facem cu el? În sfârșit îi spui, domnule, când plecați, stingeți lumina când noi plecăm la culcare. Nu vi s-a întâmplat să ziceți treaba asta? Folosiți timpul, pentru că este singura avere dată direct de Dumnezeu și nu lăsați să ne fie furat. Aveți grijă de el, pentru că ni se fură propria noastră viață, propria noastră viață. Italienii au un obicei foarte interesant de anul nou. De anul nou nu e bine să vă petreceți timpul pe străzi în Italia. Când sună ora 12, se deschid geamurile și italienii aruncă pe geamuri lucrurile vechi care nu le mai trebuie. Nu e bine să stați pe stradă. Dacă sunteți colecționari de lucruri vechi, luați un camion și oameni vă faceți. Le duceți în România și le vindeți. Dar ăștia aruncă pe geam tot ce nu le mai place, tot ce este vechi, tot ce este perimat. Și m-am gândit la obiceiul acesta. Ar fi fantastic să putem face și noi, în noaptea de Revelion, să aruncăm din viața noastră câteva vechituri. Nu? Avem câteva vechituri ca și garajul lui Babi. Nu? Tot le adunăm de-a lungul anilor și să umple viața noastră de tot felul de junk-uri, nu? Bunicul meu avea un obicei teribil. El orice găsea păstra pentru că o să fie bun cândva, nu? Dacă găsea o sârmă pe stradă undeva, pe uliță undeva, o lua și ducea acasă. Și avea niște cui așa mari în care lega sârmele alea, așa, erau niște smocuri mari de sârme întotdeauna. Cuie ruginite, orice bucată de fier, poate e bună la ceva. Am un cumnat care și-a făcut o casă din lucruri aruncate de alții, nu? Tot ce găsea ducea acasă că o să fie bun la ceva într-o zi. Faceți ordine în garaj, uitați-vă să vedeți câte lucruri am adunat după ideea asta că o să fie bune într-o zi. Și n-au fost bune nici într-o zi. Niciodată n-au fost bune. Au ocupat loc numai. Mergeți în closetele dumneavoastră de haine și să vedeți haine pe care nu le-ați îmbrăcat niciodată. Pantofi pe care nu le-ați încălțat niciodată. De ce îi țineți acolo? O să fie bune într-o zi. Sigur că da. La ce? Am adunat o serie de lucruri în viața noastră care ne aglomerează viața și de care ar trebui să scăpăm. Și vine anul nou și v-aș sugera, deschideți fereastra și aruncați-le, vă rog, aruncați-le. Și primul lucru care v-aș sugera să începeți să aruncăm sunt obiceiurile vechi, obiceiurile care nu folosesc la nimic. Ok? Iată ce spunea profetul Ieremia în capitolul 7, versetul 18. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jerfe de băutură altor dumnezei care mă mânie, spune Dumnezeu, care mă enervează. Sunt Dumnezei străini care îl enervează pe Dumnezeu. Acestea erau obiceiurile, tradițiile lui Israel în timpul acela, în timpul lui Ieremia. Gândește-te la câteva obiceiuri care le enervează pe Dumnezeu din viața ta. Caută câteva obiceiuri pentru că în mod precis avem. Modul în care vorbim unul cu celălalt, modul în care ne purtăm,
modul în care conducem mașina. Ok? Să știți că avem obiceiuri rele. Mi-a povestit un păstor din România că a văzut un corist de-a lui din biserică, conducând cam neglijent prin oraș, așa nervos, și să-l verifice pe ăsta, s-a băgat așa foarte tare în fața lui, pe așa scurt, știi? Și-a oprit mașina la stop, ăla a ieșit afară din mașină, furios, și a venit la pastor și a zis, ce pacea Domnului, frate! Obiceiuri de genul ăsta, nu? Gândiți-vă la ce epitete avem și ce cuvinte folosim pentru șoferii ăștia nemernici, domnule, care conduc în halul ăsta pe stradă, nu? Bătrânii ăștia din Sun City, hey! Pretty soon we'll be one of them. Hey. Foarte curând o să fiu unul dintre ei. Gândiți-vă la obiceiurile astea, la tradiții din familie, moștenite de la părinți, de la bunica, așa mai departe. Modul în care ne purtăm. Gândiți-vă la păcate de care avem grijă de-a lungul anului și de-a lungul anilor. Iubitele noastre păcate de care nici nu le mărturisim și nici nu credem că sunt chiar așa grave, nu? Scoateți-le pe fereastră și aruncați-le. Psalmistul în Psalmul 51 spunea, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Mai stă oare păcatul necurmat înaintea noastră sau l-am pus în urma noastră, nu? Nu mai vrea să ne aducem aminte de el. I-am găsit o altă definiție, am pus o altă etichetă. Minciuna rămâne minciună, nu contează cât timp trece. A fi necinstit în afaceri este păcat înaintea lui Dumnezeu și va rămâne păcat întotdeauna. A fi zgârcit cu semenii tăi, a fi zgârcit cu Dumnezeu, este păcat care va rămâne întotdeauna. Scapă de ele, știi bine că sunt păcate. Scapă de ele, luptă împotriva lor, deschide geamul măcar în noaptea de Revelion și aruncă-le afară, Domnule, fă curățenie în viața ta. Nu se poate altfel. Anul viitor, păcatele astea vor continua. Vei mai adăuga la ele. Psihologii spun că un om normal face în medie 12 păcate pe zi. Asta e normal. Cu minte, sociabil, acceptabil în societate. Acum depinde ce spun oamenii ăștia, care e definiția lor despre păcat, nu? Pentru că pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, descoperim păcate care nici n-am crezut că sunt păcate. Pe măsură ce ne apropiem de sfințenia lui Dumnezeu, devenim tot mai sensibili la ideea lui Dumnezeu despre păcat și atunci descoperim că avem mult mai multe păcate decât am crezut noi, nu-i așa? Luther, se pare, pe măsură ce se apropia de Dumnezeu, se ducea să-și mărturisească păcate, la un moment dat, cel care primea mărturisirile s-a enervat și spune, Doamne, du-te și mă tale și păcătuiește că toată lumea, asta nu sunt păcate. Nu. Erau. Mărturisește-le, scapă de ele, aruncă vechiturile astea afară. E bine ca noaptea asta de Revelion, care se apropie, să aruncăm modul vechi de gândire. Modul vechi de gândire. Iată ce spune Eclesiastul în capitolul 5, versetul 2. Nu te grăbi să deschizi gura și să-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer, iar tu pe pământ, de aceea să nu-ți spui vorbe multe. Schimbă-ți modul de a gândi. Modul în care noi gândim se transformă în cuvintele noastre. Cuvintele noastre reflectă modul în care noi gândim. Și modul în care noi gândim uneori este vechi, perimat. Ar trebui să avem o gândire nouă, o minte înnoită. Știți că pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții, schimbarea modului de a gândi? Asta înseamnă pocăință. Metanoia, schimbarea
gândirii noastre. Unii oameni cred că pocăința sunt să te duci la pocăiți. Nu, nu e adevărat deloc. Noi avem foarte mulți de pocăiți, la pocăiți. Așa cum au toate celelalte religii. Când cineva își schimbă modul de gândire, când nu mai gândește cum vrea el, ci gândește cum vrea Dumnezeu, se întâmplă renoirea minții, nașterea din nou, transformarea minții omului respectiv. Ar fi bine ca măcar de anul nou să aruncăm pe fereastră vechiul mod de a gândi. Am vrut să vă dau o ilustrație, probabil că o știți, ați mai auzit-o, este din Vechiul Testament. Să vedeți cum modul în care noi gândim se poate generaliza și devine așa o gândire colectivă. Este un mod în care gândește lumea la un moment dat. Și atunci este nevoie de o schimbare. Și schimbarea aceea se numește schimbare de paradigmă. Schimbarea, dintr-o dată să vezi lucrurile complet diferit decât restul lumii, decât l-ai văzut până atunci. Vă aduceți aminte războiul lui Israel cu filistenii. Armatele celor două țări stau față în față și din rândul oștirii filistene, în fiecare dimineață se desprinde un uriaș. Îl cheamă Goliat. Un bărbat uriaș probabil are 7 sau 8 fiți mai mult decât noi oamenii obișnuiți, de 2 ori mai înalt decât noi. Un urmaș al lui Anac, a uriașilor, vechii uriași din Biblie, așa. Și nu este deloc neștiințific ceea ce vă spun, pentru că muzeele lumii sunt pline de schelete de uriași. Sunt schelete de uriași de 12 metri înălțime, așa că nu e o problemă deloc. Este clară treaba asta. Pe pământ au locuit uriașii. Și acest Goliat, cu vocea lui tunătoare, spune: alegeți unul dintre bărbații voștri să vină să se bată cu mine. Cine câștigă lupta e învingător și nu mai are rost să moară atâția oameni. Sună bine, nu-i așa? Dar cine se duce să se lupte cu uriașul ăla? Tot Israelul se uită și văd un uriaș, văd un bărbat cu care e imposibil să te lupți. Și într-o dimineață vine să-și vadă frații care erau pe front, David. David era un cioban, un tânăr, vine să le aducă mâncare la frații lui. Nu? Ăștia erau războaiele faine pe vremea aia, la 12 opreau, aveau lunch împreună. Le-au dus ceva brânză, ceva în genul ăsta. Și aude ceea ce se întâmplă, aude povestea. În fiecare zi vine un uriaș care ne provoacă, ne jignește, blastă-mă pe Dumnezeu nostru, nimeni nu se duce, o să ne omoare pe toți. Cine se duce? Și când aude povestea, David dintr-o dată vede lucrurile complet diferit de ceilalți. Spune: eu mă duc să-l bat pe ăsta, este mort deja. Ăsta deja e un mort, ăsta a făcut o greșeală, cât e de mare, atât e de prost. S-a legat de Dumnezeu din ceruri. Nu-mi trebuie decât o piatră și am terminat cu asta. Își alege niște pietre din râu, le pune în traistă, își ia praștia și pleacă la luptă împotriva uriașului. Și îl omoară pe uriaș. Pentru că David zice: băi, ăsta e așa de mare că ar trebui să fie un țintaș foarte prost să nu-l nimeresc, nu? Păi dacă ar fi unul mic, e mai greu să-l nimerești pe ăsta, dar ăsta e așa de mare că e imposibil să nu-l nimeresc pe ăsta, nu? Eu cred că David la oi, în timp ce se mai plictisea, cum se plictisesc băieții noștri, nu și-a scos tableta. Ia uitați, nici măcar nu mă aud. Nu și-a scos tableta, și-a scos praștia, ok? Și-a împușcat toți pomii la rând. Și-a exersat. Și David știa că el poate lovi ținte mult mai mici decât uriașul ăsta. Nu? Și când l-a văzut pe David, Goliat, știți ce a trecut prin cap? O piatră așa mică, din praștea lui David. Okay? Asta a trecut lui Goliat prin cap. Și l-a omorât David, pentru că David, dintr-o dată, a văzut altfel lucrurile. A avut o altă paradigmă a realității. A văzut complet altfel lucrurile. Când te întorci la Dumnezeu, se întâmplă ceva asemănător. Vezi lucrurile altfel.
Să schimbă modul tău total de gândire. Și mulți dintre noi avem nevoie de o asemenea schimbare, pentru că dacă facem aceleași lucruri cu aceleași metode, vom obține exact aceleași rezultate. Și asta este definiția prostiei, știți asta? Asta e definiția prostiei. Proștii asta fac, aceleași lucruri, cu aceleași metode, obțin aceleași rezultate. Și mâine fac la fel, și poimine la fel, și toată viața fac tot la fel. Trebuie să vină o zi în care să nu mai facem ceea ce am făcut, să gândim complet diferit. Poate că noaptea aceasta de Revelion care urmează ar trebui să deschidem fereastra și să aruncăm niște atitudini vechi din viața noastră, să le aruncăm pe geam și să scăpăm de ele. În Romani, capitolul 12, versetul 2, Apostolul Pavel spune așa: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Avem nevoie de o schimbare a atitudinilor noastre. Atitudinea față de soț și soție, față de copii, față de biserică, față de muncă, față de societate, față de viață în general, față de bani, față de timp, ar trebui să ne schimbăm atitudinile. Pentru că în foarte multe domenii avem atitudini greșite. Veneam spre biserică acum după masă și, bineînțeles, împreună cu soția întotdeauna discutăm teologie, discutăm de viitor, discutăm foarte multe lucruri. Nu mai terminăm. Cred că ne mai trebuie o viață. Sau poate veșnicia să terminăm subiectele. Și soția spunea, dacă noi am reușit ca biserică să ne schimbăm atitudinea și să avem o comunitate de oameni civilizați, politicoși, drăguți, manierați, să ne iubim unii pe alții, să nu ne mai bârfim, să ne ajutăm când suntem în nevoie. Vai, ce lucru fantastic am putea face! Unii, vedeți, ne gândim așa, bun, plec din lumea asta într-o zi, indiscutabil, și păstorii mor, nu? Ce las în urma mea? Unii ne gândim la o construcție mare. O, lăsăm o biserică foarte mare în urma noastră. Oare chiar ar fi așa foarte important o clădire mare să rămână după noi? Și clădirile sunt importante. Dar oare nu biserica este formată din oameni, din suflete, din oamenii care vin la clădirea aceea? Ce se întâmplă cu oamenii aceia? Și mă gândeam că ar fi fantastic să ne schimbăm atitudinile și noi ca și comunitate românească să putem oferi, poate pentru prima dată între români, o biserică de oameni civilizați, manierați, drăguți, politicoși, bine crescuți, din care nu auzi vorbe rele, nu auzi bârfe, n-auzi jigniri, n-auzi respingeri, n-auzi lucrurile care le auzi și am început să spunem, să credem că așa suntem noi. Nu suntem așa. Cred că am putea fi altfel. Pentru că Dumnezeul nostru schimbă oamenii. Mulțumesc, frate Viorel, mi-ai făcut una dintre cele mai frumoase complimente. Spunea fratele Viorel, am fost impresionat de voi, de atmosfera, de relațiile dintre oameni, în biserică, la lucru. Mi-a plăcut așa de mult cu voi. Sunt semne bune. Putem să fim domni. Nu așa? Putem să fim manierați. E adevărat, sunt multe lucruri care nu ne plac. Dar cine, toată lumea este obligat să-mi facă mie pe plac, nu? Ce-ar fi întotdeauna să ne gândim la iertare, la îngăduință, la acceptare, la dragoste, nu? Acestea sunt virtuți extraordinar de importante.
Am discutat cu cineva și l-am invitat să vină cu noi. Mă rog, n-a acceptat, dar spunea că rămâne acolo să lupte în continuare. Și zicea, eu n-am nimic de pierdut. Zic, ba da, ai foarte mult de pierdut. Ce, domnule? Lui nu-i trebuie banii nimănui. E adevărat, dar hai să spun ceva. Pierzi ani din viață, ăștia nu sunt importanți. Sunt foarte importanți. Pierzi pace, pierzi liniște, pierzi sănătate. Asta este un lucru extraordinar de important. Extraordinar de important. Cred că Dumnezeu a făcut un lucru nemaipomenit cu noi. Ne-a dat șansa să ne vindecăm de bolile de care am suferit o viață întreagă. Să ne schimbăm atitudinile. Și am devenit frați. Și am început să facem parte din Agape, unde dragostea este la ea acasă. Oameni diferiți, avem meserii diferite, educații diferite, venim din regiuni diferite de țară, dar ne leagă un singur lucru, dragostea pentru Dumnezeu și unul pentru celălalt. Și dragostea schimbă oamenii, îi transformă, schimbă atitudinile. Când am spus cuiva că timp de 2 ani și ceva de când am început această biserică, n-am avut niciun scandal cu nimeni, nu i-a venit să creadă. Pentru că normalul acestui bărbat care venea dintr-un anumit mediu este să aibă scandaluri în fiecare duminică, nu-i așa? Ori de câte ori se întâlnesc frații, e vreo luptă undeva, este ceva. Dacă nu-ți iau microfonul, îți taie cablurile de la el. Nu? Dacă nu-ți fac una, îți fac alta. Nu? Vrei să dai mână cu el și te alegi cu o înjurătură. Se poate trăi frumos. Este experimentul nostru de până acum. Și dacă a mai rămas ceva vechi, aș vrea în noaptea asta de Revelion care urmează să deschideți geamul și să aruncați afară și atitudinile acestea vechi. Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile noi. Slăviți să fie în numele Lui. Vă doresc din toată inima tuturor un an nou, fericit, mai bun decât cel care a fost, cu multă pace, cu dragoste, cu bune relații, cu atitudine nouă, cu mai multă credință și mai multă nădejde în Domnul, care este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim cu toții Domnului pentru anul acesta care a trecut.